Din păcate, lipsa mijloacelor adecvate de protecție a vederii în acea perioadă a avut repercusiuni negative asupra sănătății ei. Forțată să renunțe la cariera de astronom, Maria Teohari s-a dedicat profesiei de dascăl. Lucrarea sa notabilă, Observații ale petelor solare din anii 1909-1911, obținute la Observatorul Astronomic și Meteorologic din București, apărută în 1916, și contribuția sa la dezvoltarea învățământului prin publicarea de manuale de matematică și astronomie, merită recunoașterea noastră și admirația noastră.